George Bogdan Ilea, secretar de stat în Ministerul Justiției, și-a anunțat demisia. George Bogdan Ilea a fost numit secretar de stat în Ministerul Justiției în februarie 2021, condus la momentul respectiv de către Stelian Ion. Acesta a fost ales decan al Baroului Sălaj la doar 33 de ani în 2015, un record în acel moment în ceea ce privește vârsta, și prin această numire a devenit membru al Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România. George Bogdan Ilea a urmat studiile de licență și masterat la Facultatea de Drept din cadrul Universității Babeș-Bolyai în perioada 2000-2005. În ianuarie 2005 devine avocat stagiar și urmează un curs pilot de mediere la Craiova, sub tutela ambasadei SUA și a Ministerului Justiției, iar din 2006 lucrează la cabinetul său de avocatură. După mai bine de 3 ani petrecuți în Ministerul Justiției în calitate de secretar de stat, revin în avocatură. Îmi închei astfel mandatul în serviciul public, mandat pe care l-am desfășurat în Ministerul Justiției. Plec din această funcție cu sentimentul lucrului dus la bun sfârșit și cu recunoștința faptului că am avut ocazia să lucrez cu oameni integri, onești și buni profesioniști.